Și continuăm seria de Fiat Panda. Aici avem o Fiat Panda Panda în pachetul de bază, după cum puteți vedea, are capacele de roți pe roțile de 14, în culoarea grigio coloseum. E o culoare metalizată. Eu am vrut să vă filmez ca să o avem pe canal. Pentru cei care au nevoie de informații legate de aceste mașini, simțiți-vă liberi să ne scrieți în comentarii sau să ne cereți informații cum vreți voi. Ne puteți contacta prin mail, pe WhatsApp, pe toate platformele de socializare și vă putem trimite o ofertă completă, cu o specificație completă. Este tot versiunea hibrid. O să vă arăt un pic și partea de interior, pentru că este pachetul de bază. Puteți vedea acolo în spate logo-ul de hibrid. Are senzor de parcare, are proiectoare de ceață, are câteva dotări pe ea mașina. Nu e la fel ca și cea albă, dar este decent dotată. Noi mai mult am vrut să vă filmăm culoarea. Pentru cei care ne întreabă cum sunt diferite culori la aceste mașini, e un pic mai simplu să facem clipuri și să le punem pe YouTube decât să vă arătăm poze pe Google sau din configuratorul nostru digital, pentru că pozele digitale sunt una, iar pozele reale sunt altă treabă. Sau cel puțin încercăm noi să filmăm în așa fel încât să se vadă mașina cât mai natural posibil. În mod normal e un pic mai deschisă culoarea, acum avem umbră, nu avem chiar soare, la soare e mai proeminentă perla sau partea de metal din vopsea. Haideți să deschidem să vedeți și partea de interior, dar înainte să vă arăt roțile. Astea sunt niște capace, așa, iar roțile sunt Goodyear Efficiency Grip Performance 175-65 pe 14. Și astea sunt doar niște capace, după cum v-am spus, pe jantele de tablă. Haideți să mergem și în interior. Asta fiind un pachet mai de bază, pentru cei care vor să știe, 581 este codul de culoare la Grigio Maestro. Și așa arată partea de interior. Are U-Connect-ul mai mic, fără display mai mare, cum îl au versiunile celelalte. Și partea de climatizare este manuală și nu automată. Dar aveți încălzire în scaune și încălzire în parbriz. În rest, în mare parte, cam asta este și nu aveți comenzi pe volan. Puteți vedea aici. Volanul este fără comenzi și nu sunt farurile automate, dar în rest își face treaba, e la fel ca și celelalte Panda pe care le mai avem. Haideți să vedem și diferențe în spate. Și așa arată partea din spate, geamuri manuale, dar după cum am spus își face treaba, trebuie să fie o mașină de buget care să poată să ducă 4 oameni și în locuri mai puțin accesibile, dacă pot să zic așa, pe străzi un pic mai înguste sau pe unele dealuri, deși cu puterea asta nu e neapărat o mașină sportivă, dar se mișcă bine. Motorul e cu distribuție pe lanț, consumul e decent și fiind fără turbo, n-ar trebui să fie bătăi de cap cu ele decât peste mulți kilometri. Vă mulțumesc, după cum am spus și până acum, dacă aveți nevoie de informații suplimentare, simțiți pe liber să ne contactați. Vă mulțumesc!